Buzoienii care își doresc un loc de muncă în străinătate prin platforma EURES România au de ales dintr-un număr de 124 de locuri vacante. Malta și Germania sunt statele care caută cei mai mulți muncitori români, dar și Finlanda. Țara celor 1000 de lacuri angajează 40 de culegători de căpșuni în regiunea de est. Activitățile se desfășoară în aer liber, nu este necesară experiența în domeniul agricol și nici cunoașterea limbii finlandeze. Cu toate că relieful și clima nu sunt favorabile unor astfel de culturi, țara nordică și-a dezvoltat o rețea de sere și solarii care permit cultivarea căpșunilor. Inclusiv finlandezii, chiar dacă au săpada marea majoritatea timpului cât o avem noi acum, așa numită iarnă de 3 zile, au sere. Au sere, au solarii, au culturi protejate și, din nefericire, pentru ei nu mai au forță de muncă necalificată care să culeagă aceste culturi agricole, inclusiv căpșunile din aceste sere și solarii. Și atunci apelează la România, la Ungaria, la Bulgaria, la, mă rog, în toate țările membre Uniunii Europene. Buzoienii care își doresc să plece în Finlanda sunt plătiți conform prevederilor locale. Salariul brut este de 9 euro pe oră. Se oferă cazare lângă locul de muncă în căbănuțe încălzite de câte 26 persoane cu bucătărie la comun. Salariile ofertate prin sistemul EURES, Florin, sunt salarii care sunt egale cu un muncitor autohton. Pentru că aceste contracte de muncă prin EURES sunt contracte de muncă garantate de statul român sau statul finlandez sau suedez sau de unde se cere. Deci există aceleași condiții de muncă, același nivel de salarizare și același nivel de protecție socială prin datorită faptului că ești angajat și salariat ca și un autohton, ca și un finlandez suedez. Din cauza asta este această migrație și a forței de muncă prin EURES, prin noi, prin sistemul rețeaua EURES, pentru că acelui cetățean îi se garantează corectitudinea contractului de muncă, îi se garantează salariu, îi se garantează plata salariului, se garantează alte drepturi de asistență și protecție socială care derivă dintr-un contract de muncă. Românul nostru este un finlandez, între ghilimele, da? Deci nu există că nu se plătește salariul, nu există că sărăcie din salariul, nu există alte minuni care, din nefericire, o parte de firmele astea private care recrutează mai apar din când în când. Contractul de muncă se desfășoară pe durata a 2 luni și jumătate, cu începere din iunie și până la începutul lunii august.